L-auzit după incendiul devastator, clădirile transformate în cărbune au devenit loc de pelerinaj pentru sucevenii din tot județul. Unii au venit ca să vadă cu ochii lor nenorocirea, alții au venit ca să dea o mână de ajutor. Încă de la primele ore ale dimineții, angajați ai primăriei Suceava, ai direcției silvice, dar și voluntari au igienizat zona. Eu sunt la o biserică din Sălăgeni și am venit cu preotul. M-a rugat preotul să venim să ajutăm aici. Sunteți voluntar? Da, din Moldoviță. Și cum ați venit astăzi să dați o mână de ajutor? Am venit din partea ocolului Silvic, care e la Moldoviță, și a strâns voluntari și am venit și noi aici. Ocolului Silvic, a direcției silvice? De la Suceava, de la preot, care a strâns muncitori și ne-a trimis aici. Și credem că la necazul oamenii trebuie să fie alături. Au venit de dimineață? Sigur, la prima oră. Au fost aici. Da. Și preoții din zonă, toți au venit cu oameni care s-au mobilizat și vor să dea o mână de ajutor, pentru că este nevoie. Ce a încercat să recuperați acum? Cei care sunt responsabili. Deci, sigur, dacă se pot recupera ceva, documente. Preoții Arhiepiscopiei nu au stat deoparte. Au căutat, printre resturi, cărți și documente contabile. Ce ați găsit acolo? Un raport de activitate de la parohii din protopopiatul Suceava 1, de 2014. Un singur dosar din 5 protopopiate am găsit, atât am recuperat. Toate documentele au ars. Da, activitatea au rămas. Activitatea a rămas. Le mulțumesc. Sunt foarte mulți oameni care au venit astăzi ca să dea o mână de ajutor. Mulți dintre ei am înțeles că sunt voluntari. Toți sunt voluntari. Toți sunt voluntari. Are capacitatea biserica de a mobiliza lumea. Și la greu, și la bine. Și la greu, și la bine. Suntem alături de oameni. Și ei răspund binelui moral care le aducem noi în suflete și în case, când noi suntem la greu, ne ajută. Sigur că o să facem o treabă bună. În urma incendiului de joi dimineață, nu au avut de suferit doar preoții, călugării și seminariștii Arhiepiscopiei. Dincolo de clădirea din lemn, de peste 2000 de metri pătrați, cu demisol, parter și etaj, focul a mistuit și sediul ansamblului artistic Balada, o căsuță în care cei 40 de copii ai ansamblului luau lecții de canto. Acum ansamblul a rămas fără sediu și fără prețioasele costume populare. Pierderile noastre personale sunt foarte mari. Ne-au ars 30-40 de rânduri de costume, sumane, cheptare de bilca, nu mai spun de aparatură, boxe, microfoane, instrumente și toată recuzita noastră care era în spate acolo, pe care o foloseam la manifestări. Câți copii fac parte din ansamblu? Câte persoane fac parte din ansamblu? În prezent sunt 40 de copii. Și aici veneau și exersau? Da, făceam ore de canto și ore de dans. Primăria Suceava a anunțat deja, prin vocea primarului Ion Lungu, că va sprijini financiar reconstrucția seminarului teologic.